între timp s-a mai dus părul, dar sufletul lui a rămas la fel de copilăros și minunat. El respecta oamenii cu care lucra, îi iubea și își dorea foarte mult să-i ajute și să-i susțină. Publicul a fost mulțumit de prestație, dar el, în sinea lui, și-a dat seama că nu trebuie să mai fie pe scenă. Iar eu de nerv am ars partiturile. În anii 70-80 era cunoscut drept liderul trupei Roșu și Negru. După Revoluție a intrat în televiziune, iar noi ne-am bucurat de emisiunile lui muzicale. Astăzi vrem să-l cunoaștem mai bine pe unul dintre cei mai mari familiști muzicieni rock și povestea de iubire a unui gest de maximă generozitate. La Destine ca în filme, In Memoriam, Liviu Tudan. Cenușa amintirii se cerne pe aripă și dorul e născut în gând. Zor se mine o pasăre pe apă, de cucubeu se prinde ca un joc. Dorian, care este prima ta amintire legată de Liviu? Era în martie 1977. Iacătă, sunt 45 de ani de atunci, când... Într-o noapte a fost un jam session cu Catena, cu Experimental Quintet și Liviu Tudan. În orice caz, pe la ora 3 și ceva, Liviu cânta la pian și cu colegii de la Experimental Quintet, cu Nichi Bucaciuc și cu Puiu de Lioran, o serie de hituri celebre. A fost o noapte pe care n-am uitat-o niciodată, mi-a rămas în suflet. Mai ales în vremurile acelea, să fii la un show și la 3 dimineața și într-un club plin de încărcătură cu toate acele poze pe pereți cu artiștii noștri celebri și de jazz și de pop-rock și să fii martor la un asemenea eveniment. Atunci am stat la 2 metri de Liviu și am schimbat câteva cuvinte, nu știa cine sunt, eram un puște, aveam 17 ani atunci. Dar acela a fost primul moment când l-am văzut pe Liviu ca artist. Tu nu ești un artist, dar ești foarte, foarte apropiat de artiști prin natura, să-i zicem, profesiei tale. Profesia am căpătat-o prin alăturarea de artiști. Am avut șansa să intru în clubul de la ora 7, era un club al lui Relu Gherghel, pe care îl făcuse la Casa de Cultură Mihai Eminescu, unde se întâmplau tot timpul concerte. Și acolo i-am cunoscut pe cei de la Iris în toamna lui 76. I-am ajutat cu tot felul de lucruri, ne-am plăcut, eram cu toți aceeași vârstă și am rămas alături de ei, am devenit ușor, ușor om bun la toate. Și după ce mi-am terminat armata, Nuțu Olteanu a plecat de la Iris la Roșu și Negru. Și după câteva ore bune de stat de vorbă, m-a convins să vin cu el la Roșu și Negru, unde era o altă etapă, un alt nivel. Roșu și Negru era un nume enorm pe scena muzicii românești. Iar acolo, la Roșu și Negru, Liviu Tudan, am citit într-un articol, făcea de toate. Adică el era și clăpar. A fost și clăparul. La un moment dat a fost și clăpar, compozitor de sigur. Solist vocal. Solist vocal.
Solteanu, am ajuns la Roșu și Negru și am început să învăț. Și cum era Liviu Tudan ca și om, ca prieten? De ce v-ați apropiat? Sunt mulți colaboratori, puțin prieteni. Pentru tine, Liviu Tudan este prieten. De ce? De ce l-ai ales? La început era șef. Nu era apropiat de noi, erau două găsi, să spun. Inițial era Liviu și cu baba, cu Dorel Vintilă Zaharia, vreo 10, 12 ani, 14 ani mai în vârstă decât mine, Nuțu, ulterior Boița, Nelu Dumitrescu. Și chiar am avut, să spun, oareșce probleme de program, de atitudine, dar Liviu, ușor, ușor, mai mult părintește, a început să ne educe și să învățăm, practic, care sunt valorile pe care trebuie să le ai, să le respecti, pentru a deveni chiar om, om corect. Care erau aceste valori? Un om cu 11 ani rând, mai mare decât tine, îți arăta valorile acestea. În primul rând, Liviu era foarte iubitor de familia lui. E de povestit lucrul ăsta când în 80 am plecat la celebrul festival Amara, Țânțarul de Aur, cum îi spuneam noi, unde ne-a aliniat pe toți și ne-a spus, atenție, nu mă interesează, sunteți tineri, faceți ce vreți, dar este acolo o fată de care să nu vă atingeți. Acea fată i-a devenit soție, Daniela, și ulterior i-a născut și doi copii foarte frumoși, Livia cu Raluca. Avem multe, foarte multe amintiri cu tata, pentru că iubea să ne petrecem timpul împreună și să mergem împreună peste tot. Fie că era vorba de concerte, filmări, seri cu prieteni și inclusiv momentele de relaxare le petreceam împreună. Și atunci, unele dintre cele mai vechi amintiri sunt cele în care călătoream împreună la concerte, la mare sau la munte, și el ne învățase înainte să dansăm. Învățase mai multe stiluri de dans și atunci eu aveam vreo 5 ani pe atunci și Livia avea vreo 7 ani și ne duceam în fața scenei și dansam tot concertul. Și la un moment dat, așa, cu un curaj nebun de copil, mă suiam pe scenă și luam microfonul și începeam să cânt cu el. Asta e una dintre cele mai vechi amintiri. Dar mai sunt multe amintiri, pentru că avem foarte multe seri cu prieteni care veneau acasă și începeau să povestească din turnee, concerte, toate glumele pe care și le făceau, știi? Și stăteai ca un copil și ascultai și ziceai, Doamne, cât de frumos e să fii adult. E atât de amuzant și de-abia aștept să fiu adult. După chip și asemănare, în pitici n-am travestit. Când cu păcală te rudești, n-ai voie în pilde să greșești. Pe leneși și pe aroganți, sub lupă să-i arăși giganți. La el am văzut ce înseamnă familia. Ce înseamnă familia în combinație cu lumea noastră. Pentru că așa familii cunoaștem cu toți. Dar Liviu avea o dragoste specială chiar când eram în turnee, tot timpul telefoane acasă, tot timpul vorbea de familie, de copii. Ne învăța chiar, gândiți-vă, ok, copilăriți cât vreți, dar cel mai important în viață este să ai o familie. Să ai o familie cu care să împarți toate bucuriile, toate realizările și de care să fii mândru. Și el a avut parte de o familie frumoasă. A avut parte de o familie foarte frumoasă. A fost unul din puținii care și-au păstrat familia, pentru că majoritatea
a avut tot felul de încercări. El a trăit în această familie până în ultima clipă, înconjurat de dragoste și respectat de toți. Tata a avut o influență extraordinară asupra mea și asupra surorii mele și atât ca model, prin modul în care el își organiza viața, dar și prin sfaturile pe care ni le oferea. Și cred că partea de a vedea viața într-un mod creativ și de a gândi diferit lucrurile, poate chiar înainte de timpul lor, este unul dintre lucrurile pe care clar l-am învățat de la el și de a ne spune punctul de vedere, indiferent de persoana pe care o avem în fața noastră. Și pentru mine un exemplu foarte clar, când eram în liceu, aveam undeva la 16 ani și aveam de făcut o lucrare pentru franceză și am făcut eu o machetă, o reclamă la un șampon în care aveam un scalp cu foarte mult păr și spuneam că părul dumneavoastră nu va avea niciodată moarte. Evident că ideea a fost total respinsă de profesoara de franceză, pentru că era ceva ce ea nu putea să-și imagineze și m-am dus acasă super tristă la tata și am spus, uite tata, am făcut lucrul ăsta, dar mi s-a zis că nu-i bine. Și ăla a fost momentul în care el mi-a spus, asta arată ce ai făcut aici, că ești un om foarte creativ, că tu gândești diferit și faptul că te vei întâlni cu oameni care nu pot înțelege ceea ce ai făcut, nu înseamnă că nu trebuie să crezi în ideile tale în continuare. Și tot timpul primeam astfel de sfaturi și ne susținea să mergem mai departe cu ceea ce ne dorim să facem. Dar ce s-a întâmplat cu Roșu și Negru, o trupă atât de în vogă înainte de 89 și după Revoluție, cumva dispărută? Sfârșitul anilor 80 a fost dificil pentru toată lumea. Au încercat și ei să meargă în vest, în diferite contracte. Contractele acolo însemnau cântări în cluburi, în baruri, în restaurante. Nu erau spectacole. Dar pentru o posibilitate de a cumpăra, de a avea acces la instrumente muzicale mai bune, chiar la bani pentru traiul zilnic, au făcut acest pas. Și cred că ușor, ușor s-a deteriorat atmosfera de star rock, a dus pe de-o parte la schimbarea componenței trupei. Adi Ordean a plecat la compact, Liviu a luat membrii noi, pe Cristi Marinescu, pe Laur, pe Laur Simnicianu, pe Fisă Emanuel Gheorghe, și pe Florin Ionescu, care gândeau altfel decât maturitatea lui Liviu, maturitatea muzicală. Am cântat pe aici, prin țară, concerte, lucrurile începuse să scârție, lumea începuse să nu mai aibă bani, ce în ce mai puțin bani. Și, normal, când am simțit că trebuie să dai de papa la 11 oameni și că stau să uită din spatele tău și mă întreabă în permanență ce mâncăm mâine, ce mâncăm mâine, ce mâncăm mâine. Și eu se zizam că va veni momentul în care o să le spun că luna viitoare
nu o să mai mâncăm nimic. Am spus, doamne, hai să ne descurcăm fiecare cum putem. Sunt foarte multe povești pe care le-am auzit în direcția asta. În primul rând, el respecta oamenii cu care lucra, îi iubea și își dorea foarte mult să-i ajute și să-i susțină. Și cred că asta a fost, am auzit foarte multe povești de bine în perioada de succes, când evident se câștigau destui bani și atunci putea să întrețină pe toată lumea și să-i susțină și inclusiv să garanteze, pentru că știu că atunci când plecai din țară trebuia să garantezi pentru altcineva dacă nu era de încredere. Și știu că a făcut inclusiv lucrul ăsta pentru oameni cu care pleca în turnee. Problema a fost după 90, când nu s-au mai câștigat atâția bani și a simțit presiunea acestor oameni de a-i întreține. Și asta a fost și unul dintre motivele când în 92 a decis să oprească și să le explice că trebuie să se descurce fiecare. Liviu a fost un profesor pentru foarte mulți artiști, muzicanți din România, muzicieni. A format foarte mulți chitariști și nu numai, și bateriști și toți ceilalți instrumentiști cu care a colaborat au primit ceva de la Liviu. I-a ordonat pe fiecare și i-a așezat în cântare. Este foarte important să poți să ai o legătură interumană cu colegii de scenă. Dacă vrei să știi, copile, care drum e cel mai drept, strânge soarea în pupile și un izvor de pace în timp. Între altele am aflat și povestea cum a fost exmatriculat de la conservator, pentru că avea plete și purta blugi, și cum a fost băgat în duba miliției și ras în cap. Și inclusiv una dintre poveștile care cred că îl afecta cel mai mult era povestea în care fusese acuzat de fascism pentru prima operă rock pe care o făcuse în România, pentru Sinestezia. Și ce era incredibil era să aflăm motivul pentru care fusese acuzat de fascism, pentru că nu era vorba de versuri sau valori fasciste pe care el le promova, ci era vorba de două spoturi de lumină de culoare roșie și verde, iar pentru asta el a fost acuzat de fascism. Și ca reacție, pentru că s-a enervat foarte tare că i s-a interzis să mai aibă spectacolul oriunde în România sau în afară și urma să plece în afară în perioada respectivă, a ars tot. A ars toate partiturile, a ars tot. Și după aceea a regretat acest moment. Am luat atunci iarăși premiu pentru concepție de spectacol cu o lucrare complexă, Sinestezie, un spectacol de muzică, lumină și mișcare scenică. Deci un fel de operă, dacă vreți. Dar era mai mult decât o operă. Am luat premiul întâi ca vocalist sau ca basist, nu știu, aici le încurc eu. Așa. Și întâmplarea cu ștersul benzilor în radio a fost în legătură cu această lucrare, cu Sinestezie. Deci lucrarea a fost considerată, tocmai apăruseră tezele din august din 1971 de la Mangalia. Lucrarea a fost considerată o lucrare fascistă, mă rog, nu știu, o tâmpenie de-asta întreagă, nu știu, n-am înțeles niciodată de ce. Și a fost ștarsă piesa din radio. Iar eu de nerv am ars partiturile. Revoluția a schimbat multe. Interesul pentru actul artistic românesc a început ușor, ușor să se schimbe. Liviu vrea din ce în ce mai mult să stea cu familia și problemele de sănătate care au început să apară în ușor, ușor l-au determinat să încerce să se liniștească, să stea mai mult
acasă. Tata era foarte diferit în viața personală față de scenă. Adică pe scenă îl vedeai ca pe o persoană foarte dezinhibată, plină de energie, super sociabil și atrăgea toată atenția. Însă în viața personală tata era foarte discret. Și chiar râdeam că ne aduceam aminte de curând de poveștile când mergeam cu el pe stradă și îl recunoșteau oamenii și spuneau: domnul Liviu Tudan! Și el se uita și spunea: nu, nu mă confundați! Cum adică sunteți Liviu Tudan? Nu, eu sunt un Soiu Dumitru! Nu se poate! Ba da, sunt un Soiu Dumitru, vreți să vă arăt buletinul? Și așa ni s-a întâmplat de câteva ori și ne aducem aminte, inclusiv eram în concediu și a venit un cioban care mergea cu oile și cu capele, trecea pe acolo. Și a venit la el și a zis: domnul Tudan, îmi cântați și mie o piesă, vă dau o capră. Și evident i-a spus: pare rău, sunt un Soiu Dumitru. E aproape acum. Vezi, dar nu te atingi. Luna dispare, stele se schimb. Iubito, hai, bate-te iar. Dar noaptea asta, dă-mi un dar. În toamna lui 1991, a decis să ia o pauză. Eu am început o activitate de promoter, mi-am înființat o firmă și am început să organizez concerte, spectacole, în 92. Nu m-am mai ocupat de activitatea Roșu și Negru, pentru că eu purtam toate negocierile pentru toate concertele din 85 ale trupei Roșu și Negru. Și Liviu a vrut mai mult să se apropie de televiziune. S-a angajat la televiziune ca redactor în redacția Divertisment și a început, împreună cu mulți colegi ai voștri, cu Eugen Dumitru, era Mirica Moroșanu, încă șef, a început să creeze și acolo ceea ce avea în minte pregătit de multă vreme. Am făcut împreună un videoclip pentru una din piesele lui, la care a lucrat foarte, foarte mult. Am făcut câteva emisiuni, cred că se numea Videocamera Veselă sau ceva de genul ăsta, cu o serie întreagă de emisiuni de divertisment. Și ușor, ușor am mai încercat odată în 1993 o apariție la Rock 93, înaintea concertului Scorpions, într-o formulă cu Florin Ochescu, cu Ovidiu Lipan, cu Cristi Marinescu și cu Cornel Cristei. Dar n-a ieșit bine. N-a ieșit bine și a fost într-un fel dezamăgit de insuccesul personal pe care l-a avut acolo, pentru că publicul a fost mulțumit de prestație, dar el, în sinea lui, și-a dat seama că nu trebuie să mai fie pe scenă. Cumva acela a fost momentul retragerii lui și intrarea lui într-o altă lume, aceea televiziunii în calitate de realizator. Și a fost foarte fericit în televiziune. A realizat foarte multe lucruri. S-a liniștit. Ne adunam toți în mașină și plecam la cumpărături. Era o activitate de familie atunci.
N-aveam foarte multe activități, pare, în perioada aia. Și plecam împreună cu mașina să facem cumpărăturile. Și știu că mai și gătea, el gătea foarte rar, dar mai și gătea și gătea niște lucruri foarte bune. Adică eram tot timpul foarte încântați de ceea ce a gătit. Iubita mea, hai să putim și la pamări să ne gândim. În val de mare, de mare, de mare o să ne iubim. Părul pe apă îți va puti, în valul mării va străduci. Și val de mare, de mare, de mare, de mare vom fi. Repet, avea această problemă medicală care îi lua foarte mult din energie. Acasă avea un pian într-o nișă undeva unde intra și repeta, stătea câteva ore pe zi acolo. A început să creeze și să reorchestreze piese. O parte au fost finalizate, altele nu. Au fost finalizate însă de colegii cu care a cântat. Am reușit să-i strâng împreună pe toți și să scoatem un album tribut Liviu Tudan, în care prieteni, colegi de breaslă au cântat piesele pe care el le-a scos, hiturile pe care le-a scos de-a lungul timpului. Mircea Vintilă, Mircea Baniciu, Artanu, Miță de la Bere Gratis, Ioan Ghiuri Pascu, Leo Iorga, Cristi Minculescu, Bitman, Crina Mardarea a contribuit foarte mult la acel album cu toate vocile din background, instrumentiștii care au reorchestrat tot și a fost un eveniment chiar foarte frumos la TVR în emisiunea lui Dan Bitman atunci, Dănuț RR, în care i s-a adus acest omagiu pe bună dreptate lui Liviu Tudan, care a fost pentru toți acești oameni un coleg foarte bun de scenă și de viață. Nu încerca să te oprești, ține drumul drept. Soarele sus și-nă amur, nu mai poți aștept. Hai ca-i să te odihnești, noaptea murgule. În timp ce eu voi număra toate stelele. Hai, hai, peste câmpii, hai, iute mai murgule. Te așteaptă traista plină de ovăz. Hai, hai, nu te gândi, acasă și noi vom fi. În prag de lună vom obosi. Era o relație foarte echilibrată, pentru că ei au găsit exact mixul ăsta perfect, fiecare ce oferea și ce nevoie avea. Și atunci Talea, da, era artist un pic mai dificil, pentru că așa este viața cu un artist, este plecat în turnee, are nevoie de timpul lui. Iar mama era persoana care a luat un pic mai multe responsabilități, dar astea au fost nevoile lor. Și noi ce am văzut a fost o relație armonioasă, echilibrată și niște oameni foarte fericiți. Am aici două fete frumoase, pe Raluca și pe Livia Tudan. Bine ați venit! Îmi pare bine că sunteți aici. Ah, și mama lor cred că este aici, pentru că văd că seamănă foarte tare cu mama. Sărut mâinile, doamnă! Bine ați venit! Spuneți-mi! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Înțeleg că tata v-a injectat pasiune pentru televiziune sau pentru muzică sau pentru ce? Ia, spuneți-mi! Pentru ce e frumos în general. Pentru ce e frumos. Da. Și spuneți-mi, niciuna dintre voi nu s-a gândit vreodată la o carieră muzicală? La... Ai tu de ce râzi? Spune, spune! Pentru că de când era mișta, tata ne-a zis că n-ar trebui să ne apucăm să cântăm. Așa, așa le zic și eu copiilor mei. Și pun să se uite la Țăndărică când rămân la știri. Vedeți ce? Da, spuneți, vă ascult. Și cum, niciuna din voi nu a vrut să... Ba da, am făcut pianul, am fost amândouă la școala de muzică, numai că ne-am dat seama că nu ăsta e drumul pe care trebuie să-l urmăm. Am văzut ce înseamnă un artist adevărat. Așa. Și ne-am dat seama că noi n-am putea fi un artist adevărat în domeniul muzical. În schimb, cred că fiecare dintre noi și-a găsit drumul.
Un gest de dragoste supremă este acela de a-ți da o parte din ficat soțului așa tău. Este ceea ce a făcut soția lui Liviu. Liviu a avut un mare ghinion când prin 76, 75, nu mai știu când, de la un vaccin, o injecție, a luat acest virus de hepatită C, care ușor, ușor a evoluat și prin 2002-2003 l-a dus într-o stare foarte dificilă de sănătate. Țin minte că la un eveniment l-am cunoscut pe doctorul Irinel Popescu, cu care am stat de vorbă atunci, despre care și am povestit despre Liviu. A acceptat să-l ia ca pacient și în câteva luni de zile Daniela a fost donatorul pentru acest transplant de ficat, care a reușit, culmea, era bine, din păcate altceva, a fost un cancer la intestine care l-a doborât, dar, cum ai spus și tu, gestul suprem de a oferi orice pentru omul iubit este de mare, de mare, mare importanță și admirație. Și generozitate. Pe pământul vindai. O, Doamne! Doar durerea are grai. De ce azi nu mai îngeri triști? Îmi spun, Doamne, că e greu. Dar nu și-a pus și ea viața în pericol, donând o parte din ficatul ei? Probabil că da. Probabil că da, dar Daniela pentru Liviu ar fi făcut orice. Operația a fost foarte grea. Operația a fost grea și pentru mama. Și a durat, cred că la mama operația a durat vreo 8 ore. Și și-a revenit destul de greu, pentru că era o operație dificilă, și am observat și ea că după operație obosea foarte repede, nu mai putea să mai facă aceleași lucruri. Însă și-a revenit și și-a reluat o mare parte din lucrurile pe care le făcea. Dar da, a fost o perioadă foarte grea, noi fiind și destul de mici amândouă. Eu aveam 18 ani, Livia avea 20. Și ne-am trezit cu amândoi părinții pe masa de operație și nu prea știam exact ce avem de făcut. Cred că l-a avut și cred că l-are în continuare acolo unde o fi, în suflet, pe acel pescar de, la care ținea foarte mult și ține, sunt sigur, și acum în continuare, pescarul de suflete. Numai că el, pentru mine, a fost un pescar de sunete. De sunete absolut minunate. Vă recomand să vedeți o piesă care și acum rămâne în inima mea ca un fel de corolar al credinței lui pentru ce ne înconjoară, pentru univers, și care se numește Lumea ca o pradă. Sunt doar prada unui vis, sub zări de cer și de liste. Dealul vieților cu greu, trecând povești dinspre aspre.
Ai rămas prieten și apropiat al familiei și după ce Liviu a plecat. Cu Daniela sunt coleg de muncă, lucrează la noi. Din 2000-2001. Cu fetele țin legătura, cu Raluca și cu Livia. Suntem nașii de căsătorie ai Liviei cu Robert. Am botezat pe nepotul lui Liviu pe Robin și Liviu și-ar fi dorit tare mult să-și vadă nepotul. Este un puști care seamănă foarte tare cu el. Efectiv, când îl vezi, spui, uite, Liviu mic. Efectiv, este cel de sus, l-a oferit înapoi familiei pe această bucurie mică care le aduce în față figura lui Liviu. Stând în mașină cu nepoțelul meu care ascultă Itibiții, am avut de foarte multe ori surpriza de a auzi Roșu și Negru, alfabetul și pseudofabula, să le auzim acolo și să le cântăm împreună și eu și Robin, pentru că îl știe pe bunicul Liviu, evident, i-am povestit, și să cântăm împreună piesele lui. Și mai ascultăm separat, pe lângă ce ascult cu Robin, mai ascultăm Radio Guerilla și la fel acolo mai auzim piesele lui tata. Care este cea mai importantă lecție care ți-a rămas ție de la Liviu? O prietenie începută întâi ca o șefie, o persoană cu 11 ani. Apoi am devenit colegi de cameră. Apoi colegi. În turnee stăteam doi câte doi și Liviu m-a rugat să vin să stau cu el în cameră pentru că eram un tip mai liniștit, probabil, nu știu de ce. Dar a zis, te rog, vino tu, nu vreau să mai stau cu ceilalți. Am încercat tot felul de variante și, într-adevăr, ne-am împrietenit foarte, foarte tare. Am avut aproape 10 ani de turnee și de dormit în aceeași cameră de hotel și atunci erau cam 15-20 de zile de turneu pe lună. Dai seama, era mai mult, noi stăteam mai mult timp împreună decât el stătea acasă cu familia. Și inevitabil am avut parte de multe povestiri de la el. Și despre creația lui, și despre oameni pe care i-a cunoscut, și despre întâmplări din Roșu și Negru de la începuturi, de Sideral, de operele lui rock, de compoziții, de diverse lucruri haioase. Nenumărat a fost drumețul, ce a pierdut nenumărate. Pornirile neînveșunate, să-ți fac cu câinele contețul. De-a seară dată, grupul Sideral era difuzat pe postul de radio destul de mult. Aveau și câteva șlagăre. Era Mândruliță din Banat, Arheopteryx, omagiul lui Jimi Hendrix. Erau mai multe piese. Somnorase păsărele. Deci existau foarte multe piese cu Sideral care erau difuzate pe postul de radio național. Și având și câteva emisiuni de televiziune. A pus ochii pe mine și cam de prin 85, așa 86,
am început să-i scriu texte. Am continuat și după 90, mai ales că am pus așa mână de la mână și l-am adus în redacție, în calitate de redactor muzical, pe domnul Tudan. Și atunci, într-adevăr, l-am cunoscut mult mai bine. În ce sens? I-am cunoscut sufletul. Era un suflet absolut admirabil. Copil. De-al minter, primul și ultimul film în care a jucat s-a numit Ultima noapte a copilăriei. Țin minte că am văzut filmul, avea plete din belșug, așa cum îi stătea bine unui membru al unei formații rock. Între timp s-a mai dus părul, dar sufletul lui a rămas la fel de copilăros și minunat. Știam că a apărut într-un film și știam că aia era perioada în care avea păr. Cam asta mi-aduc, avea plete. Și asta mi-aduc aminte, asta ne povestea și aveam poze cu el exact din film. Și când ne uitam la pozele astea, da, de fapt asta era ideea și ne povestea, uite, asta era perioada când uite ce păr aveam. Grupul Roșu și Negru există în momentul de față. El a existat anul trecut, am făcut o încercare de relansare a grupului cu Zavate, cu Cioargă de la Taxi, Cioargă era la percuție, Zavate era la chitară, Cristi Marinescu la chitară și eu la chitară bas. Însă, încă o dată repet, condițiile pentru rock în momentul de față sunt destul de nefavorabile. Și atunci, când a venit momentul rock-ului, și poate mai în tinere și o puțin, atunci o să mă reapuc. Raza de aur ne va privi, ochii albaștri îți vor străluci, și-n val de mare, de mare, de mare, de mare vom fi. În valul ne vom iubi. În valul mării vom fi. A fost un noroc pentru mine. Am învățat foarte multe lucruri de la el. Am învățat, în primul rând, că în această meserie trebuie să-ți respecti publicul. Eu n-am fost pe scenă niciodată, dar eram responsabil de toată partea tehnică. Și nu conta vară, iarnă, la ora 5 trebuia să înceapă spectacolul, primul, și la ora 8, al doilea spectacol. Această seriozitate vis-a-vis de jobul pe care fiecare îl făcea a fost esențial pentru destinul meu ulterior. Și îi mulțumesc pentru asta lui Liviu. E prietenul cel mai bun, oricând te ajută, oricând îți cere și ajutorul dacă nu știi. Practic, performanța lui Teo a început de la 6 ani, odată cu recuperarea. Marea fericire a oricărui părinte, în loc să-l vezi în scaun, să-l vezi că aleargă și face antrenament. Teo este povestea imposibilului de realizat, dar care a fost realizat. Zic, alegeți un lucru care îți place cel mai mult. Și el îmi răspunde imediat. Mie îmi place viața.
Nu cred că cineva poate să schimbe destină dacă nu are har, pasiune și nu i-a dat cineva șansa să facă aceste lucruri. Dar nu doar harul, pasiunea sunt suficiente. E nevoie de multă cunoaștere, de multă empatie, de multă transpunere în viața celui care are nevoie de tine. Și cred că o să fac asta câte zile voi avea și câtă putere îmi va da Bunul Dumnezeu să-mi duc menirea până la capăt.